Este criză de sânge în spitalele din țară și pentru ca situația să fie și mai gravă, mulți medici sunt nevoiți să amână operațiile. Nevoia mare, întâlnită mereu vara, s-a accentuat anul acesta pe fondul pandemiei. La Iași și Cluj, de exemplu, numărul donatorilor a scăzut sub jumătate față de 2019, așa că bolnavii cer ajutorul cunoscuților sau lansează apeluri disperate pe internet. Acest bărbat este programat pentru operație într-un spital din Iași. Ca să fie sigur că lucrurile merg normal, medicul i-a sugerat să meargă împreună cu donatorii la centrul de transfuzii. De ce ați venit astăzi la transfuzii? Ca să-mi aducă trei pacienți, ca să pot să-mi doneze sânge pentru mine. V-a spus medicul că este nevoie de donatori? M-a trimis să mă asigur că să am sângele pentru mine personal. Puținii donatori de sânge au venit pentru cineva cunoscut aflat în suferință. Pentru tatăl unui prieten. Am înțeles că nu este sânge și să vină de la București grupa lui de sânge. Am văzut pe internet că este nevoie de foarte mult sânge și nu sunt donatori. Ați văzut un caz anume care v-a impresionat? Da, o fetiță de 10 ani care are leucemie. La Iași, în medie, au donat în această perioadă sânge câte 25 de oameni pe zi, în condițiile în care, pentru a acoperi necesarul, este nevoie de 80. Grav este că au fost zile în care s-au prezentat doar 5 oameni. În momentul de față nu mai putem vorbi la acest moment de existența unui stoc. După ce s-a făcut distribuția de componente sanguine către spitale, în frigiderile centrului de transfuzie rămâne câte o singură unitate de sânge pe fiecare grupă. Situația tinde să devină critică și la Institutul de Oncologie din oraș. Uneori, da, este nevoie chiar și de amânarea anumitor intervenții. Îndemnăm dacă este posibil să mobilizeze și ei cunoștințele lor ca să doneze. În aceste condiții, operațiile care pot aștepta, de chirurgie generală sau ortopedie, se reprogramează pentru când vor exista stocuri de sânge. Dacă comparăm 2020, lunile aprilie, mai, iunie, cu 2019, anul trecut, aceeași perioadă, constatăm că anul trecut am primit 2110 unități, iar în acest an mai puțin de jumătate, 824 de unități de sânge, ceea ce a fost mult sub necesar. A dona sânge este modul în care fiecare om îi poate fi de ajutor, îi poate salva viața semenului lui. Se întâmplă ca uneori ajutorul să vină din alt județ. Această ambulanță a adus, de exemplu, sânge din Bacău la Iași. Mai sunt pacienți care sunt de la noi din județ, că au nevoie de sânge și au fost trimis de la noi. Și în Cluj-Napoca, numărul donatorilor de sânge a scăzut la jumătate. Înainte de această pandemie, o medie a donatorilor era în jur de 70, iar acum avem zile cu 35, cu 40, cu 60. Medicii îi asigură pe cei care merg să doneze că în centre se respectă cu strictețe măsurile de siguranță. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.